Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, iată care sunt titlurile Observatorului. A intrat în vigoare noul cod al muncii, concediul medical, cel de maternitate, precum și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, vor fi tratate ca zile de muncă. Lansare de carte inedită la Biblioteca Județeană Argeș din Nicu Golescu, cu lăutari autentici. Despre ce este vorba vă spunem imediat în Observator. Adrian Pătulea, atacantul de la FC Academică Argeș și marcatorul din meciul cu Viitorul, se declară mulțumit. De ce? Vă spunem imediat în știri. Concediul medical, cel de maternitate, precum și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, vor fi tratate ca zile de muncă. Pe de altă parte, atenție, absențele nemotivate, concediile fără plată sunt scăzute din vechime. Toate acestea sunt prevăzute în noul cod al muncii, cod care tocmai a intrat în vigoare. Dacă incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, cel de risc maternal sau pentru îngrijirea copilului bolnav vor interveni în timpul concediului de odihnă, acesta se va întrerupe și salariatul își va lua zilele neefectuate după ieșirea din concediu medical, de maternitate sau de risc maternal pentru îngrijirea copilului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, zilele neefectuate din concediul de odihnă vor fi reprogramate. De exemplu, dacă ai 21 de zile de concediu de odihnă, înainte erai penalizat dacă lipseai 2 luni în concediu medical cu 3 zile. Acum nu vei mai fi penalizat, vei putea să ai parte de întreaga perioadă de concediu de odihnă. A doua modificare este că înainte nu puteai să-ți iei concediul nefăcut dacă aveai 20 de zile și nu ți le-ai luat într-un an. Trebuia automat să le iei în anul calendaristic următor. Perioada s-a prelungit la 18 luni, deci ai un an și jumătate în care poți să-ți iei zilele de concediu nefăcute, a explicat secretarul de stat în cadrul Ministerului Muncii, Codrin Scutaru. Noul cod al muncii a fost aprobat de președintele Klaus Iohannis și a intrat deja în vigoare. Electorata revine în atenția guvernului. Problemele cauzate de creșterea incredibilă a francului are adus în discuție multe dezbătută ordonanța 46. Miercuri, la Comisia de Buget Finanțe, se va discuta despre electorata care ar putea reduce ratele datornicilor la bănci și cu 240 de lei lunar. Ordonanța 46 nu se va putea aplica doar celor peste 70.000 de români care au credite în franci elvețieni, ci și celor care s-au îndatorat în euro sau dolari. Electorata a fost adusă în discuție la Pitești chiar de ministrul finanțelor, Darius Vâlcov. Vom avea o întâlnire la Comisia de Buget Finanțe. Am spus deja că vom participa noi cei de la Ministerul Finanțelor pentru a discuta ordonanța 46 de anul trecut, pentru a extinde cadrul acesteia. Este cunoscută ca și electorată, deși ea nu este sub nicio formă o electorată, este mai degrabă o rescadențare care prevede în interiorul ei și eu îi îndemn pe toți cei care au credit în franci și nu numai în franci, și în dolari și în euro să citească această ordonanță, pentru că o parte din ratele care dumnealor trebuie să le plătească pentru următorii 2 ani de zile scad prin efectul preluării acestor cheltuieli de către stat. Există o sumă de maxim 240 de lei cu care se poate reduce rata lunară și dacă o să citească această ordonanță vor vedea că așa stau lucrurile, iar pe de altă parte, pe zi ce trece, fiecare bancă anunță un program propriu, chiar astăzi și Millennium a anunțat, este a patra bancă care își anunță un program propriu dedicat celor care au credite în franci, după celelalte 3 bănci, astfel încât ori să stabilească un curs fix pentru franc atunci când dumnealor doresc să facă conversia, ori au scăzut dobânda la sub 2% pentru creditele în franci. Bineînțeles că ele sunt complementare, în sensul în care o persoană poate apela și la unul și la celălalt program, fără a-l exclude unul pe celălalt. Și Piteștiul a sărbătorit cu entuziasm mica unire, autorității, dar și oameni obișnuiți au ținut să marcheze ca în fiecare an momentul. La statuia lui Cuza a fost organizată o slujbă religioasă și s-au depus coroane. Cei 156 de ani de la mica unire prin unirea Moldovei cu țara românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza au fost marcați și la Pitești. Aici, la statuia fostului domnitor, a fost organizată o slujbă religioasă și au fost depuse coroane din partea reprezentanților administrației publice locale. Facă-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Din partea Consiliului Județean Argeș, o delegație condusă de domnul Constantin Polexe, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș. Dubla alegere al Alexandru Ioan Cuza a reprezentat rezultatul concret al eforturilor generației pașoptiste. Evenimentul reflectând măsura în care simțămintele patriotice își găsiseră o încununare într-o soluționare îndrăzneață și inteligentă a unei probleme fundamentale a existenței istorice a românilor, dar totodată și a unei probleme europene. De altfel, Mihail Cogălnicianu avea să califice evenimentul câțiva ani mai târziu drept actul energic al întregii națiuni române. Un eveniment important și cinstit cum se cuvine. De aceea suntem aici, în memoria acestei aniversări, 56 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor, am venit cu coroane de flori și în omagiu celor care au înfăptuit actul Unirii, care a dăinuit și care a adus principiile de drept ale țării românești și care moment care trebuie an de an sărbătorit cum se cuvine și tradiția aceasta trebuie să meargă în continuare. Și elevii Liceului Teoretic Ion Cantacuzino au sărbătorit cei 156 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească. Cu această ocazie, tinerii îndrumați de profesorii Catedrei de Istorie au înființat Cercul Cultul Eroilor, beneficiind de o colaborare din partea membrilor Asociației Județene Cultul Eroilor Regina Maria. Colectivul didactic de la Liceul Teoretic Ion Cantacuzino și câțiva zeci de elevi au îmbrățișat ideea înființării acestui cerc, Cultul Eroilor, la nivelul instituției lor. Este de fapt o colaborare pe care o vor avea de acum înainte cu membrii Asociației Județene Cultul Eroilor Regina Maria, o colaborare ce se va concretiza printr-o serie de acțiuni. Elevii, îndrumați de dascălii lor, vor marca fiecare moment, fiecare eveniment din istoria țării noastre, atât prin susținerea unor referate, participarea, omagierea și cinstirea eroilor la monumentele ridicate în memoria lor, cât și organizarea unor concursuri în cadrul cărora cei mai buni vor fi premiați. Înființarea acestui cerc are scopul de a trezi mult mai intens ideea de valoare românească, de valoarea poporului român, prin activitățile pe care noi ne dorim să le desfășurăm la nivelul școlii, cu sprijinul Cercului Cultul Eroilor Regina Maria din județul Argeș, sperăm ca elevii noștri să trăiască altfel ideea de educație în domeniul istoriei poporului român. Deci acesta este scopul pentru care noi am înființat acest cerc. Ziua înființării acestui cerc la nivelul Liceului Teoretic Ion Cantacuzino nu a fost una întâmplătoare, exact înainte de a marca Ziua Micii Uniri. Nu este întâmplătoare această acțiune a noastră, să știți. Într-adevăr, trebuie să revenim puțin la valorile noastre naționale. Ne aflăm într-un context europenizat, într-un context de globalizare, dar haideți să nu ne pierdem identitatea. Cu toții trebuie să cunoaștem istoria noastră, indiferent pe ce drum vom merge în viață. Sunteți la liceu, poate veți merge pe o carieră umanistă, poate pe o carieră, să spunem, de real. Nu acest lucru este important, cât faptul că sunteți români. Faptul că trebuie să simțiți românește, trebuie să cunoașteți istoria voastră, să știți până la urmă de unde vă trageți și cine sunteți. Acest cer vine în întâmpinarea voastră. Atât profesorii cât și membrii Asociației Județene Cultul Eroilor Regina Maria au apreciat interesul tinerilor de a deveni membri acestui cerc de istorie și au ținut să-i felicite pentru participarea lor la acest gen de activități. Atunci ideea aceasta i-a încântat de a se cunoaște, de a cunoaște altfel trecutul, pentru că știți foarte bine, elevii decât să stea în clasă percep educația altfel în alte domenii, alte obiective. Și atunci am zis o colaborare cu Muzeul Județean, cu Biblioteca Județeană, cu Asociația Cultului Eroilor are scopul de a-i scoate puțin din mediul acesta, din instituție și i-a atras. I-a atras, activitățile să știți că vin dintr-un calendar bine stabilit, deci nu ne vom întâlni doar să vorbim și atât, deci vom și face lucruri și atunci ideea este să acționăm.
Ce poate fi mai frumos decât să te bucuri de rodul muncii tale și al familiei, să te străduiești să transmiți generațiilor viitoare nestematele cântecului și jocului nostru popular românesc? Acestea sunt cuvintele marelui dirijor și violonist Gheorghe Gigi Floroiu. Cuvinte care sunt așternute în culegerea de folclor muzical din Argeș și Mușcel, care a fost prezentată publicului într-un mod nemai întâlnit până acum. În acorduri muzicale, la Biblioteca Județeană, violonistul a lansat prima sa carte. În cuprinsul culegerii se regăsesc sârbe, hore, piese de concert, Brâul pe șase, Ungurica, ritmuri și melodii care l-au încântat chiar și pe Nicolae Ceaușescu. Violonistul Gigi Floroiu, așa cum este cunoscut de toată lumea, este un folclorist autentic. Iubește muzica lăutărească din Argeș și cântă la vioară de la vârsta de 4 ani. A călătorit în toată Europa, le-a cântat politicienilor argeșeni la evenimente deosebite și chiar lui Nicolae Ceaușescu la vizitele oficiale ale acestuia. Acum, iubitorii de muzică populară și nu numai pot afla câte ceva din secretele maestrului direct de la sursă, prin intermediul culegerii de folclor muzical din Argeș și Mușcel, ce-i poartă semnătura. L-am descoperit pe domnul Floroiu nu numai un om de o mare personalitate artistică, dar l-am descoperit și ca om, un om de mare omenie, am văzut în dumnealui. Ne-am adunat aici pentru a lansa cartea a cărei autor sunt. Intitulată Culegere de folclor muzicat din Argeș și Mușcel, solistică instrumentală în special. Care carte ce reprezintă o încurnare a activității mele profesionale. Un proiect la care am visat de mult și iată-l într-un final realizat. Simt o bucurie nemărginită pentru că am reușit a da viața acestui manuscris, fiind probabil după nașterea copiilor și a nepoatei mele, ce se află aici în sală, cel mai important eveniment din viața mea. La ineditul eveniment au luat parte familia maestrului, prieteni apropiați, persoane care au colaborat cu Gigi Floroiu de-a lungul timpului, precum și oameni simpli ce iubesc muzica populară. Pe toată durata manifestării, atmosfera din sală a fost întreținută de taraful de la Doina Argeșului. La sfârșitul prezentării, pe buzele tuturor, se afla aceeași întrebare. Când o să prezinte Gigi Floroiu și volumul 2? Într-o perioadă în care obținerea unui loc de muncă pentru persoanele defavorizate social devine din ce în ce mai grea, iată că există și o veste bună. TMD Lasting Service, împreună cu partenerii Asociația Euroclass Training și Asociația Florian Liviu, prin intermediul unui proiect european, vine în sprijinul a 5 categorii de persoane defavorizate. O șansă pentru fiecare este proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară 6, dezvoltarea economiei sociale. Este un proiect care se adresează unui grup țintă format din 5 categorii principale. Femei în situații de risc, persoane cu dizabilități, romi, tineri care au părăsit școala de timpuriu și tineri care au părăsit sistemul instituționalizat. Sunt cei care au împlinit 18 ani și trebuie să iasă din sistemul instituționalizat. În cadrul proiectului vor fi consiliați și formați profesional pe durata unei săptămâni un număr de 200 de persoane care se regăsesc în categoriile menționate anterior. La finalul cursului, toți participanții vor primi o subvenție în valoare de 500 de RON și o diplomă recunoscută de Ministerul Învățământului. Din 11 structuri de economie socială care vor fi deschise la nivel național, 5 se află în Argeș. Este vorba despre recuperare medicală cu specific de kinetoterapie, o fabrică de brichete, un gutter pentru tăierea și prelucrarea lemnului, o uscătorie de material lemnos și o fabrică de peleți din biomasă. Pe lângă Argeș mai beneficiază de asistență în acest proiect și regiunile București-Ilfov, Submuntenia și Sud-Est. Adrian Pătulea, atacantul de la FC Academica Argeș și marcatorul din meciul cu Viitorul, se declară mulțumit de prestația echipei sale din duel. Pentru Pătulea, cel mai important lucru stă în faptul că argeșenii au pus probleme formației de Liga 1.
Pentru Academica Argeș, Adrian Pătulea a fost cel care a reușit să înscrie în amicalul cu FC Viitorul. Duelul a fost cedat de către argeșeni cu scorul de 1-3. I-am încercat să punem mingea jos, au pasat foarte bine. Noi am reușit să revenim după ce am scris 1-0. Am pus noi presiune și am reușit să-i punem în dificultate. Până spre final, în meciul Academica Viitorul, scorul a fost de 1-1. Viitorul a obținut succesul cu două reușite în ultimele două minute ale meciului. După a urmat două greșeli, probabil cred că individuale, și s-a făcut diferența. CS Mioveni a câștigat și cea de-a doua partidă amicală din perioada de pregătire. Elevii lui Claudiu Niculescu au învins cu 2-0 pe liderul Ligii a 4-a, Unirea Bascov. CS Mioveni și Unirea Bascov au jucat sâmbătă o partidă de verificare pe terenul sintetic de la grupul școlar. Scorul final a fost 2-0 pentru galben-verzi, înscriind Gălan și Lupu. Gazdele au evoluat cu următorul 11 în prima repriză: Popescu, Calvin, Stoica, Cucui, Stan, Popa, Mârzeanu, Iamandi, Biceanu, Năstăsie și Iancu. După pauză, argeșenii au schimbat toți jucătorii, Niculescu aliniind 11-le, Croitoru, Stancu, Negoiță, Rada, Vladu, Răuță, Gălan, Lupu, Mazilu, Nilă și Aiza. Suntem în perioada acumulare și sunt destul de mulțumit în mare parte, pentru că băieții s-au prezentat destul de bine, ciudat faptul că săptămâna asta a fost o săptămână foarte grea pentru ei. Iar sunt bucuros în primul rând pentru că am ieșit fără jucători accidentați, mai ales că am jucat pe acest teren sintetic care, să știi, este un teren foarte periculos, numai terenul sintetic în general. Urmează o perioadă foarte grea, de luni încolo, dar, pe total, o să zic că sunt mulțumit. Mioveniul mai are de disputat un singur meci amical în localitate, iar de pe întâi va pleca în cantonamentul montan de la Cheile Grădiștei. Handbalistele de la ASCM Universitatea Pitești au început cu stângul returul de campionat. Piteștencele au cedat cu 22-34 duelul de acasă cu Măgura Cisnădie, echipă ce face tot posibilul să promoveze în acest sezon în Liga Națională. Handbalistelor de la SCM Universitatea Pitești nu le-a ieșit mai nimic în startul returului de campionat. Piteștencele au cedat astfel duelul de acasă cu Măgura Cisnădie, echipă ce face tot posibilul să promoveze în acest sezon în Liga Națională. Meciul dintre Pitești și Cisnădie a fost unul al oaspetelor, cele care s-au impus la 12 goluri, 34-22. La final, eșecul a fost greu acceptat la Pitești, iar handbalistele au ieșit în lacrimi din sală. Chiar dacă înfrângerea a fost una ce a durut, piteștencele au găsit puterea necesară să le felicite pe adversare și să le strângă mâna. Eșecul cu Măgura Cisnădie a fost explicat de către staful tehnic al Piteștiului. Cu mai multă concentrare, SCM Universitatea Pitești scotea un rezultat mai strâns. Din păcate, am făcut un joc slab. Cred că dacă am fi jucat cu mai multă atenție, rezultatul ar fi, poate nu am fi câștigat, dar ar fi fost mai slab. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 1. La revedere!